Cei trei turiști au ignorat riscul de producere avalanșelor pe văi și au coborât duminică seară cu plăcile de snowboard de la Cota 2000 către Sinaia. Au intrat pe Valea Pereșului, o zonă dificilă, cu multă zăpadă, interzisă iarna. Turiștii au rămas blocați la 1400 de metri altitudine și au cerut ajutor. Astăzi am făcut o prostie foarte mare, o prostie care s-a plătit cu munca unor salvamonți super, super ok, care și-au făcut treaba foarte, foarte bine. Nu faceți asta, nu ieșiți de pe pârtie, nu ieșiți de pe drumuri remarcate. În jurul orei 3 s-a privit apelul de la cei trei turiști care au rămas blocați pe Valea Pereșului, într-o zonă foarte greu accesibilă, la o săritoare. Totul a decurs bine, zic eu, pentru că și ei au fost foarte cooperanți și au știut ce să facă. Și sper să fie totuși și o învățătură de minte pentru ceilalți ce vor veni, să nu se mai aventureze pe off-piste deocamdată. 6 ore a durat acțiunea de salvare. Salvamontiștii sunt în alertă și recomandă turiștilor să evite să se aventureze pe traseele închise din Bucegi. Este risc de gradul 4 de avalanșă, deoarece pe văi și în zonele adăpostite sunt prezente depozite mari de zăpadă.